Până acum, în județul Maramureș au fost alocate 10.000 de doze de vaccin gripal repartizate de către Ministerul Sănătății în două tranșe. 75% dintre acestea au fost administrate deja prin intermediul cabinetelor medicilor de familie. Dozele de vaccin gripal primite reprezintă aproximativ 15% din totalul celor care ar trebui să beneficieze de imunizare gratuită. La nivelul județului au fost identificate aproximativ 55.000 de persoane din categoria celor cu risc, în urma catagrafierii făcute de medicii de familie. Dr. Areș Pop, directorul Direcției de Sănătate Publică Maramureș, spune că nu se știe dacă anul acesta vor fi primite noi doze de vaccin gripal, deoarece și la tranșele precedente au fost anunțați doar că trebuie să ridice coletele. În altă ordine de idei, dacă până acum nu a fost înregistrat niciun caz de gripă în această toamnă, în schimb s-au semnalat peste 1800 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare. Totodată, un număr de 250 de maramureșeni au contactat pneumonii în săptămâna trecută.